Bună seara, dragi spectatori, ne-am întors în partea a doua a emisiunii și așa cum vă spuneam, astăzi vorbim de cea de-a șaptea artă, dar nu oricum și nu cu oricine. Și am să spun bună seara invitatului meu din această seară, bună seara, domnule Mihăiescu. Bună seara, bine v-am găsit. Și bine ați venit la noi în emisiune. Eu, pe cei care i-am alături de mine și sunt onorat să fiți și dumneavoastră alături de mine în această emisiune, îi întreb un singur lucru. Cine sunteți? De unde veniți? Și ce faceți? Da. Păi, numele meu complet este Mihai Mihăiescu. Sunt regizor de film și sunt și profesor de film la Universitatea de Arte George Enescu din Iași. În mod concret, predau arta actorului de film. Am predat și istoria cinematografiei și estetica filmului la această instituție foarte importantă, zic eu, așa din este. Urbea Moldova. Apropo de Universitatea din Iași, pentru că tot ați pomenit de ea, trebuie să recunoaștem și, apropo de limba franceză, chapeau, da, pentru exact faptul că de la Facultatea din Iași au ieșit de-a lungul timpului oameni ai scenei, actori de teatru și de film foarte buni și este o școală foarte bună. Da, e considerată o școală bună, în primul rând o școală bună pentru actori. Când ați... E destul să o amintim pe Ana Maria Marinca, care a terminat la noi, Olimpia Melinte, care mi-a fost studentă și care este acum o actriță... Este o actriță destul de bună și o actriță destul de importantă. Da. Când ați simțit că ceea ce faceți acum este ceea ce v-ați dorit să faceți cu adevărat? Păi, cred că... În fond, înainte de a da la facultate, nu eram foarte sigur că trebuie să merg pe drumul acesta. Da. Însă îmi amintesc că în adolescență citeam literatură, eram împătimit de literatură artistică, da? Și citind tot felul de cărți, de romane, în imaginație vedeam filmul, vedeam cam cum ar fi asta în film. Dar asta era așa, un joc personal. Un joc, da, un joc al imaginației mele. Nu aveam o idee clară că voi fi regizor de film sau voi fi actor. Când am mers în capitală, pentru că eu mi-am petrecut copilăria într-un sat de pe malul Prutului, din apropierea Prutului, foarte frumos, cu păduri în jur, înconjurat practic de păduri satul meu de Baștină, m-am întâlnit cu un prieten, m-am împrietenit cu un băiat de acolo din Chișinău, pentru că eu provin din Republica Moldova, deci trebuie să spun asta. Am locuit acolo până în 1990, deci practic eu provin din URSS. Sunteți moldovean. Atunci când am plecat sau din moldovan. Moldovan, așa cum zice multă lume, moldovean. Deci am plecat din 1990 din făcând URSS, o paranteză, încă nu era se făcuse divizarea. Nu era desființată, da. URSS. Făcând o paranteză, la ora la care această emisiune se va difuza, adică în această zi de vineri, eu voi fi la Chișinău. Așa, frumos. Iată cum se leagă lucrurile. Da, foarte frumos. Vedeți, da. Și am venit la București în 1990. Deci eu sunt stabilit la București în 1990. M-ați întrebat apropo despre mine și să spun câte ceva ca să-și facă o idee telespectatorul, cei care nu mă cunosc și probabil telespectatorii din zona Bucureștiului, vorbesc de telespectatorii postului dumneavoastră, în primul rând nu mă cunosc. Da. Am fost și la TVR, dar cu mulți ani în urmă. Ne întoarcem și la momentul ăsta la din viața dumneavoastră. Emisiuni. Așa încât în 1990 m-am mutat la București, dar din 2006 am avut o invitație de la domnul Emil Coșeru, care era director departamentului teatru, acum e facultatea de teatru, și care mi-a propus, m-a întrebat dacă aș fi tentat să predau arta actorului de film, pentru că ei urmau să acrediteze această disciplină. Mie mi s-a părut interesant, pentru că eram redactor la Arhiva de Filme. Și și o provocare. Mă ocupam de cultură cinematografică, aveam un anumit număr de filme ca regizor, aveam și un lung metraj, e vorba de filmul Păcatul după două povestiri de Mihai Sadoveanu, aveam câteva documentare, aveam și scurt metraje artistice, dar făceam la Arhivă cultură cinematografică, făceam programele pentru Cinemateca Union. Frumos. Adică mă ocupam de filmul european. În acea perioadă. Programarea filmelor care erau difuzate la Cinema exact, Union. La Cinema Union. S-a părut tentantă și mi-am dat acordul și am mers la Iași și de atunci sunt profesor de art, actorul de film la Universitatea de Arte. Felicitări, domnule Mihăiescu. Mulțumesc. Haideți să ne întoarcem puțin la momentul TVR. Da. Pentru că, exact ce spuneați dumneavoastră, poate unii dintre telespectatorii noștri și aduc aminte de domnia voastră sau poate nu.
Este foarte important să discutăm despre acest moment din cariera dumneavoastră. Ce ați făcut, de fapt, în televiziunea națională la momentul respectiv? Vorbiți de TVR-ul nostru din România. Da, da, da. Păi nu, eu am fost invitat acolo la niște emisiuni și ei au difuzat filmul Păcatul, lungmetrajul Păcatul, l-au difuzat, cred că, prin 1995. Da, semnasem atunci un contract de difuzare cu televiziunea, dar dacă mă întrebați în sensul unei colaborări cu o televiziune, sigur, am avut o colaborare cu televiziunea din Chișinău, Moldova 1, în calitate de realizator de emisiuni, făceam scenariu, eram autor de scenariu, eram prezentator și montam emisiunea împreună cu realizatoarea de la televiziune. Cum a fost primul film pe care l-ați făcut? Primul film este o comedie, se cheamă Adio viață de Holtei, este un scurt metraj de 19 minute, sub conducerea artistică a lui Emil Oteanu. El înființase un studio în cadrul studioului Moldova Film, un studio pentru tineret, se chema Phoenix Me. Probabil Phoenix Moldova aveam în vedere, Moldova. Și acolo am debutat noi, cred că vreo 15, sub conducerea lui, vreo 15 tineri regizori. Sigur, n-au făcut toți. N-au rămas, dar câțiva am rămas și am făcut cinematografie în continuare. Și acel film, Adio viață de Holtei, era după o povestire a unui scriitor de acolo, de asemenea un scriitor foarte cunoscut, Nicolae Sinencu, care, pe lângă faptul că era scriitor, era și scenarist, avusese deja câteva scenarii puse la punct și făcute. Puse la punct, dar și ecranizate. Și după acest scurtmetraj? După acest scurtmetraj a urmat lungmetrajul Păcatul. Și l-ați făcut cu tineri actori sau l-ați făcut cu actori consacrați filmul? Filmul de lungmetraj. Adio viață de Holtei erau și actori consacrați, erau și tineri, dar erau și actori consacrați. Gheorghe Grâu, care era deja un actor consacrat, Veronica Grigoraș, erau actori care participase în mai multe filme. Așa, inclusiv directorul de imagine era un băiat care făcuse deja filme, iar lungmetrajul era o coproducție româno-românească. Româno-moldovenească. Acum o să mergeți la Chișinău și da, exact. O să vedeți cum o să puneți problema. Să ziceți româno-moldovenească. Sau româno-românească, da. Erau actori și de aici. Era Remus Mărgineanu, un actor foarte bun de la Craiova. Remus Mărgineanu, care făcuse deja multe era în avea state vechi da, în cinematografie era, și în teatru. Da, era, stătea foarte bine ca actor de film. Ovidiu Ghiniță, de asemenea, actor de la Arad, jucase în Cei care plătesc cu viața filmului Șerban Marinescu. Da, da. Un alt film foarte bun, de altfel. Da, 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 da. Da. Haideți să vorbim puțin despre niște exerciții pe care dumneavoastră le faceți cu elevii și cu studenții dumneavoastră la facultate. Colegii din regia de emisii o să ne și ajute la un moment dat și cu un material ilustrativ pe care ni l-ați pus la dispoziție și vrem să vă mulțumim încă o dată pentru acest lucru. Ce înseamnă, de fapt, aceste exerciții pe care dumneavoastră le faceți cu studenții dumneavoastră sau cu viitorii studenți care vor sunt, să intre? Cu studenții, da, pentru că ei sunt studenți. Studenți la secția actorie, unde au și disciplina, cum spuneam, disciplina arta actorului de film pe care o țin eu acolo la Universitatea de Arte din Iași. Sunt niște exerciții de tehnica jocului cinematografic, le spun eu, așa, și francezii îi spun tot așa, la tehnic de joc cinematografic. Deci, creăm o poveste, are cineva o propunere. Vine de la unul eu din studenți. Eu le cer lor să vină cu propuneri, pentru că vreau să participe la construirea exercițiului. Aici la intervine de fapt la construirea poveștii. Exact, aici intervine de fapt și sunt convins partea că de fapt creativitate. Exact. Mă interesează ca ei să fie creativi. Exact, le și spun, le și spun că e bine și pentru viață, pentru că în viață când ajungi în diverse momente, ai nevoie de momente de creativitate. Să găsești repede soluții și ai nevoie de creativitate. În orice domeniu e nevoie de creativitate. În economie, în politică, peste tot. peste tot. Da, e nevoie ca din păcate persoanele implicate să fie creative. Exact, din păcate nu toate sunt creative. Da. Deci îi mobilizezi și vreau să participe și ei participă. Dacă propunerile nu sunt, să zicem, destul de bine articulate din punct de vedere al construcției, așa, atunci mă implic desigur și le ajutez. Sau vin eu cu propunerea mea dacă nu au ei niciuna. Haideți să facem o colaborare, o interacțiune. Am înțeles. Haideți să facem o pauză de 4 minute, să-i rog pe colegii mei din regie să ne difuzeze materialul ca să înțeleagă telespectatorii despre ce este vorba, pentru că mă bucur foarte tare că avem acest material, ca oamenii să vadă
cam ce se face și la mai ales în perspectiva examenelor de admitere, exact, care și în vor perspectiva fi examenelor. Iulie, da. Exact. Am să-i rog pe colegii din regie să ne difuzeze materialul, îl vom vedea în același timp cu telespectatorii noștri și revenim imediat după aceea să discutăm pe final despre ce am văzut și, dacă ne mai rămâne timp, despre câteva alte lucruri. Ioara, stai puțin, stai să-ți explic. Mai mult sau mai puțin? Pot să văd? Da. Fericit! Da! Îți place? Dacă vrei, poți să-l păstrezi.
Alin. Cristina. Și eu. Da, mulțumim colegilor din regia de emisie. Ați văzut un material realizat cu ajutorul domnului profesor de această dată, regizor profesor Mihăescu. Ei sunt studenții dumneavoastră. Da, în ce an sunt? Sunt studenți la anul 2. Anul 2. Felicitări. Haideți să vorbim puțin despre material. Lăsăm la o parte ideea, am înțeles construcția materialului. Cum a fost să, cum i-ați convins să lucreze și să facă materialul? Pentru că trebuie, vorba de o echipă aici. Da, 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 sigur. Bine, aici propunerea a fost, a venit de la mine, subiectul este al meu. Se creează mise-en-scenele în așa fel încât construcția să exprime, ca să zic așa, povestea și normal să ajungem până la aceea, să redăm și relațiile dintre personaje, e cea care vine la și care întâlnire. Se simte trădată, așa, bineînțeles. Este clar. Vedeți, din câteva accente se poate deduce ce e cu personajele astea. Deci e clar că fata care venea la întâlnire este o persoană geloasă, nu-i așa? Exact. Pentru că ea sărița în dărași. Geloasă vulcanică. Geloasă vulcanică, da, colerică. Exact. Și mai departe. Care nu așteaptă să-i se explice de fapt despre ce nu este vorba. Nu așteaptă să se explice. El un tip plictisit pentru că s-a săturat să aștepte. Exact. Și atunci a găsit un model. A găsit un model, exact, așa. Iar ea ca o fire să-și ovoare timpul, da? Iar ea o fire timidă. Al treia persoană. A treia persoană, da. Interesantă timidă ideea. Și timidă și în același timp îndrăznească, pentru că se apropie să vadă da, 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 ce să face. Vadă despre ce e vorba. Și a dat seama că o desenează și este motivul certic. Obiectul atenției lui. Și până la urmă ați văzut în final da. Ce se întâmplă. Așa este. Felicitări pentru material. Mai am o întrebare apropo de acest material. Dumneavoastră l-ați filmat sau el, studenții? Eu l-am filmat, de regulă tot eu filmez, pentru că e mai dificil să luăm un director de imagine și nu avem la universitate. Deci nu, este, nu avem secție de film. Este o disciplină, arta actorului de film, dar nu pe care disciplina... o ține. Da, nu avem secție de film, să zicem că avem... Da, da, da. Ar fi bine dacă am deschide și eu am... Da, m-am adresat film, la conducerea universității să deschidem o secție de film, dar deocamdată ei s-au concentrat pe coreografie, au deschis pe alte, probabil au în perspectivă, nu știu, în orice caz eu am făcut tentative ca să facem o secție de film. Eu vă urez succes și să vă ajute Dumnezeu să reușiți să deschideți și această secțiune. Înainte de final, pentru că mai avem foarte puține minute și mă bucur foarte tare că am stat de vorbă, aș vrea să vă întreb ceva din punctul dumneavoastră de vedere, ca un om din cele două maluri, de pe cele două maluri. Da, da, da. De dincolo și dincolo. Da, care dincolo a trăit o bucată de viață. Exact. Așa, și aici am 29, aproape 30 de ani de mulți când aici. Cum vi se pare cinematografia românească în momentul acesta în care noi stăm de vorbă? 2019, luna mai. Da, ok. Mie mi se pare, nu știu dacă se spun mi se pare, dar este un punct de vedere pe care mi l-am putut forma de-a lungul anilor. Da. Știm foarte bine că s-a stabilizat, ca să zic așa, un anume tip de film în România, este filmul social. Da. Da. El a avut câștig de cauză. Și a avut și un anume impact. A avut un anume impact, pentru că tinerii, începând cu anul 2002, cam așa ceva, au început să câștige acele premii la festivalul internațional. După aceea, toată lumea și-a îndreptat atenția spre ei și critica și Centrul Național al Cinematografiei cu acele comisii de selecție, da? Au văzut că acest tip de film public, are câștig de cauză pe plan internațional și au dat finanțare la acest tip de film în special. Celelalte filme, celelalte povești, ca să zic așa, deși probabil sau poate cu siguranță ar fi câștigat și ele premii, însă din moment ce acestea au avut întâietate și au prins la public. Da, au prins în momentul așa. Vreau să toată întreb... lumea s-a concentrat pe tipul acesta am înțeles. De film. Vreau să vă mai întreb ceva. Credeți că filmul de artă românesc mai are vreo șansă să se revigoreze? Eu zic că da, trebuie creată o diversitate, trebuie elaborate niște politici culturale, inclusiv în cinematografie. Eu știu, trebuie mers pe genuri, probabil. Concursurile trebuie să finanțeze genuri de filme, genuri. Mai multe genuri de filme. Pentru că asta nu este, acolo nu se specifică. Gen în sensul, da, e lungmetraj artistic, scurtmetraj. Vorbesc de aia genuri gen, de dramă, ceva. De comedie romantică, de nu știu ce.
Adică să se meargă și pe asta. Așa este. După aceea există coproducțiile. Deci eu, acum, urmează să fac un film în coproducție, o coproducție multilaterală, Republica Moldova, România, Franța. Eu am câștigat concursul în Republica Moldova, deci am o finanțare acolo, dar este blocată. Eu nu pot să semnez contractul de lansare în producție, pentru că în România nu-mi iese să obțin finanțare. Da? Deși a participat la concurs, deși a avut aceeași notă ca acolo, aici tipul ăsta de concurs, regulamentul mai ales, dezavantajează, dacă, de exemplu, ar fi fost sistemul care era până la introducerea punctajului tehnic, al regizorului și al producătorului, scenariul ar fi fost câștigător, pentru că atunci era nota minimă 7 și el avea 7,15 al meu, avea 7,15 la concursul din 2018. Deci eu acum trebuia să fiu în producție cu filmul. Deja trebuia să fiți... Dacă era sistemul anterior. Da, da, da. Dacă este sistemul ăsta, eu am fost dezavantajat pentru că nu am punctajul acela. Punctajul mai ales se calculează pe baza festivalurilor internaționale, pe baza premiilor și mai puțin pe televiziune. Eu am televiziuni mai multe. Mai mult televiziuni decât filme. Festivaluri, da. Și am înțeles. Pentru televiziune este 0,05. Deci, practic, mai mult de 10 televiziuni nu se iau în calcul. Ai 0,50 pentru 10 televiziuni. Ai jumătate de punct. Și este un dezavantaj. N-ai nicio șansă. Deci e un dezavantaj. Sigur, sigur. Și noi care avem, să zicem, alt tip de abordare, avem ce spune, suntem unii regizori care avem ce spune, avem pregătire profesională, avem expertiză și așa mai departe, deci nu avem șanse la acest tip. Sunteți trași în jos. Suntem trași în jos, da. Se duce departe proiectul, deși sunt proiecte care câștigă cu note mai mici la scenariu. De fiecare dată sunt mai mici decât al meu. Am înțeles, dar câștigă pe notele pe partea asta, pe partea de regie și... Da, pare ciudat pentru că se pun note pentru niște filme realizate de regizori și de producători în anii trecuți, care tractează un scenariu cu o notă mai slabă. Înțelegeți? Da, da, da. El este creditat într-un fel pentru filmele precedente. Uh-huh. Adică, ceea ce nu ar trebui să... Nu știu, a avut inspirație, să zicem. Și despre mine vorbesc. Da, dom'le, am avut inspirație și am făcut niște filme înainte trecuți. Dar nu știu dacă acum sunt într-o stare foarte bună și am aceeași inspirație. Ca să fiu tractat, de exemplu. Iată că există un dezechilibru totuși. Eu cred că trebuie să se umble, să se rezolve anumite lucruri. Era în regulament, 70% fusese propus și aprobat de către Corina Șuteu, care a fost ministrul culturii în perioada respectivă, era ponderea scenariului 70% și câte 15% pentru regizor și pentru acel punctaj tehnic, pentru regizor și pentru producător. Nu știu de ce până la urmă n-au aprobat acel regulament. Era ok, eu cred că trebuia să... Era bine 70%. Așa ei au rămas la 6,50, au trecut de la 6 la 6,60 ponderea scenariului, de la 6,60 la 65, cum ar veni. Când vrei să îi împaci pe ambele tabere, nu împaci nici pe una, nici pe alta. Din păcate, trebuie să recunoaștem că există și aceste dezechilibre despre care povestim acum. După aceea, apropo de coproducție, eu cred că coproducțiile care au deja finanțare, care au câștigat concursul în una din țările coproducătoare, care au fost validate din punct de vedere profesional, ar trebui să meargă pe altă cale. Mm-hmm. Eu cred că ar trebui ca la nivelul Consiliului de Administrație, Comisia de Finanțare, să se discute și am văzut că parcă au transpirat asemenea puncte de vedere de la Centrul Național Cinematografiei, să se meargă fie pe bază de paritate, da? Pe baza unui criteriu de paritate, adică să se acorde aceeași finanțare care a fost acordată în una din țările coproducătoare, sau se poate merge pe criteriul volumului de lucrări care trebuie desfășurat în România. Adică se calculează în calcul cât se filmează în România, se studiază dosarul, da? Exact. Se vede cât se filmează în România, cât se filmează în celelalte țări. Ce sume sunt trecute acolo de către producători și să se acorde. Mm-hmm. Se poate discuta la modul serios și responsabil chestiunea asta. Ar trebui să existe ca să nu fie blocate aceste filme care au deja finanțare, care au fost validate. Și bănuiesc că nu sunteți numai dumneavoastră în situația asta. Nu sunt numai eu, sunt și alte. Da, poate cu ocazia asta cei care sunt în măsură să rezolve astfel de situații vor fi în măsură să le rezolve sau vor ajunge la masa unor discuții până la urmă cu dumneavoastră, regizori, producători și așa mai departe, care sunteți în această situație. Și poate într-un final, poate nu peste 2-3 ani, 5 ani, depinde, poate sigur, mai devreme, se vor rezolva. Înainte de a ne lua la revedere, domnule profesor, aș vrea să transmiteți un mesaj tinerilor viitori, posibil studenți, la Facultatea de Teatru din Iași, la secția pe care dumneavoastră o conduceți. Eu zic să aibă curaj, să se hotărască, poate sunt unii dintre ei care au rețineri,
vedeți că încă există trendul ăsta să trimit copilul, vorbesc de părinți, să trimit copilul la economie, la avocat, să ajungă, la drept internațional, la și așa mai departe. Dar există o inflație de specialiști în domeniile astea pe care le-am enumerat. Așa încât, dacă vin la actorie, există o piață foarte bună în România. Relativ bună sau destul de bună, zic eu, pentru actorii de film, inclusiv pentru actorii de teatru. Sunt teatre în multe orașe din România. Așa sunt multe teatre în București, sunt teatre independente. Sunt teleseriale pentru actorii care vor să facă cinematografie, telenovele, sunt filme cinematografice, se fac multe, participă la festivaluri, adică există, fierbe. Exact. Important e să-și dorească și să vrea. Sigur. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult, domnule Mihaiescu, pentru aceste 25 de minute de stat împreună. Vreau să vă urez succes în continuare în meseria de dascăl. Mulțumesc. De la Iași. Și de ce nu să auzim că în curând în București mi-aș dori eu, din punctul meu de vedere, să auzim de o premieră în regia domniei voastre. Vă mulțumesc foarte mult. Să dea Domnul. Să dea Domnul. Dragi telespectatori, iată că există oameni care vor să facă film în România și pe celălalt mal al Prutului, în Moldova. Și există oameni care își dedică toată cariera și toată viața acesteia șapte arte. O artă deosebită și o artă frumoasă. Cu aceste gânduri eu vă spun o seară frumoasă, vă doresc un weekend plăcut și promit că am să vă dau câteva vești când mă întorc și de la Chișinău, să vă spun și părerea mea despre acest oraș frumos, capitala Republicii Moldova. Până atunci însă toate cele bune, la revedere! Toate cele bune!